Paraclisul singurului așezământ monahal ortodox din Baia Mare a fost astăzi sfințit. Slujba de târnosire a lăcașului de cult aflat la demisolul viitoarei biserici a fost săvârșită de preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. În numele Tatălui, Amin. și al Fiului, Amin. și al Sfântului Duh. Ideea înființării unui schit pe strada Viilor a apărut în anul 2010. Chiar dacă piatra de temelie a fost sfințită în 2015, lucrările au prins contur abia în 2022, atunci când schitul a trecut în administrarea episcopiei. Biserica de la Demisol a primit ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina și pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. În lăcașul de cult a fost așezată astăzi și racla cu un fragment din moaștele Sfântului Vindecător de Boli, care va rămâne aici permanent spre mângâierea credincioșilor. Preasfințitul Părinte Iustin a sfințit în continuare noile clopote și a oficiat Sfânta Liturghie în prezența autorităților locale. La sărbătoare au participat clerici, credincioși și pelerini din întreaga eparhie. Istoria acestui schit este una frumoasă. Este vorba de donația unei familii, a familiei Matos, Victor și Maria, care au donat către parohia Sfântul Ilie prin părintele profesor Vasile Borca acest loc 2012 a început viața Monahală, a venit aici o maică de la Episcopia Sălajului, maica Tatiana Tomoș, s-a construit casa Monahală pentru ca să poată locui obștea și s-a pus piatră de temelie pentru viitoarea biserică în 2015 de către înalt preasfințitul arhiepiscop Justinian. Lucrurile au mers foarte greu, de aceea în 2022 episcopia a decis să preia întreaga administrație a schitului și să numească un administrator în persoana părintelui arhidiacon Vasile Pop, care într-un an și jumătate a reușit, ajutat de Sfânta Episcopie, a reușit ca să pregătească biserica de la primul nivel, acest paraclis. Iată, avem o nouă conducere, a venit Maica Xenia, care a preluat conducerea mănăstirii și au pregătit părinții de la Sfânta Episcopie, Părintele Vicar, Părintele Aridia Vasile, împreună cu Părintele slujitor cu părintele Alin, care este aici din 2017 și slujește atât de frumos, și iată au pregătit evenimentul sfințirii după toată frumusețea și strălucirea Bisericii Ortodoxe. Tot ce este înăuntru este de cea mai înaltă calitate. Așa se fac lucrurile pentru Dumnezeu. La finalul slujbei, părintele Alin Groșan, slujitor la schitul Schimbarea la fața a Domnului, a fost hirotesit iconom Stavrofor. De asemenea, arhidiaconul Vasile Pop, consilier parhial pentru protocol și administratorul așezământului, a primit din partea ierarhului Ordinul Crucea Iustinian Arhiepiscopul. Aceeași distinție a fost oferită și familiei care va finanța integral construirea viitoarei biserici a mănăstirii, binefăcătorii și donatorii au primit de asemenea diploma anului omagial. Mulțumim tuturor binefăcătorilor, ctitorilor, dăruitorilor, slujitorilor, tuturor ostenitorilor care au conlucrat de-a lungul timpului pentru ca astăzi să putem să punctăm acest moment de sărbătoare. Mulțumim credincioșilor care în duminici și sărbători aleg să fie alături de noi, să-L slăvească pe Dumnezeu în rugăciune aici și îi invit pe cât mai mulți credincioși să urce dealul viilor din Baia Mare, să regăsească frumusețea acestui loc. În același cadru a fost prezentat și pliantul cu date despre istoria și ridicarea schitului, toți credincioșii și pelerinii prezenți au primit pachete cu apă și alimente, pregătite de parohia Tăuții de Sus.